Vă salut! Astăzi vreau să vă arăt cum arată solarul. Deja am plantat roșiile în el. Răsadul de roșii nu este de la mine, l-am cumpărat de la un vecin de aici, din apropiere. Răsadul meu încă este mic, nu este gata pentru solar, să-l pun în solar. Așa că am fost nevoit să cumpăr. Eu am întârziat mult cu răsadul, l-am pus foarte târziu pentru că nu aveam celălalt solar mai mic, nu era pregătit ca să le cultiv semințele. Așa că am fost nevoit să cumpăr. Am cumpărat Rila și Balcani. Astea sunt roșiile care mi-am luat. Mai mi-au rămas și 3 fire aici. Omul se ocupă de mult cu răsaduri, are răsaduri de foarte bună calitate și merg pe încrederea lui anul ăsta, nu am încotro. V-am spus, eu răsadurile încă le am mici, am întins și picurarea ca să pot să le ud. Roșiile le-am pus în urmă cu 2 zile. Așa arată și solarul, știți din clipurile mele mai vechi, n-am un solar foarte mare aici unde pun roșiile. Așa arată plantate. Le-am pus la rădăcine, le-am pus novadim făcut cu grâu, să nu le taie cu rupișnițele și greierii și alte insecte care mai alți dăunători care le afectează. Arată destul de bine. Sunt deja și stropite, nu mai este nevoie să le mai stropesc eu acum. Momentan nu le mai stropesc de mână. Temperatura în solar este destul de plăcută, este destul de cald, destul de în regulă. Sunt mulțumit cum au evoluat, adică n-am avut probleme de când le-am pus. Cam așa arată puse și în pahar. Astea se prind destul de repede, care sunt puse în alveolă sau în pahar. Așa am făcut și eu, știți, din clipul meu mai vechi, așa am făcut și eu cu răsadul meu. L-am pus pe tot la alveolă pentru că șansa de a se prinde este destul de mare, nu mai este ca atunci când sunt puse la grămadă și se prind greu, ați văzut, de pământ. Cam așa arată solarul cu roșiile puse în el. Afară bate vântul destul de tare, se și aude cum face folia pe el. Cam atât cu răsadul, cu solarul. O să vă mai țin la curent să vedem cum decurg lucrurile. Așa că până la următorul clip vă salut și vă doresc vizionare plăcută.